a dispărut. Le spun că Biblia scrie că întunericul a fost înghițit de lumină. A dominat lumina. Și spun, crezi că a dispărut? Și apăs butonul. În clipa următoare, întuneric din nou. E aici. Este aici. Și în clipa în care stingem lumina, E prezent. Firea noastră pământească e prezentă cu noi atâta timp cât suntem în trup. N-a murit. A, a murit omul vechi. Omul vechi este tot felul nostru de a fi, de a vorbi și de a trăi sub conducerea Firii pământești înainte de a veni la Hristos Domnul. De aceea, omul vechi l-am dezbrăcat, omul vechi răstignit, a murit și firea pământească trebuie răstignită, dar e cât se poate de vie și e prezentă. Descrierea aceasta îți spune că ai fire pământească, ai dorințe și atracții ale firii pământești spre ceea ce ai fost înainte. Petru se duce la ceva ce a fost înainte de a veni la Domnul. Dacă te îndoiești, a zis cineva, unui prieten de-al meu, că ai fire pământească, poate ar fi bine să o întrebi pe soția ta, pe soțul tău, pe cineva apropiat lângă tine, să-ți spună sincer dacă ai sau nu ai fire pământească.